cabinetului de medicină internă oferim o gamă largă de servicii medicale, în principal pentru diagnosticarea bolilor interne. Aici mă refer la boli ale aparatului digestiv, ficat, pancreas, rinichi, de asemenea boli cardiovasculare și boli respiratorii. Specialitatea mea este axată mai ales pe diagnosticul bolilor digestive și pe tratarea atât cât permite în ambulator. În cadrul cabinetului oferim și servicii de ecografie abdominală generală. Menționez că aceste consultații le putem efectua și în contract cu casa de asigurări, adică să înțeleagă pacienții cu bile de trimitere de la medicul de familie, atât pe consultație cât și pe ecografie. Avem aparatură foarte bună, dintre cele mai bune ecografe. Pentru pacienții mei aș vrea la primele semne și simptome de afecțiune să se prezinte la medic, să nu ignore, pentru că în această perioadă am observat, din cauza neglijenței, din cauza fricii, pacientul nu s-a mai prezentat la timp și bolile s-au agravat. Au venit mulți pacienți decompensați, destul de greu de tratat, unii dintre ei necesitând și internare. Vreau să se prezinte cu toată încrederea. La noi sunt luate toate măsurile pentru protecția lor și atât a noastră cât și a pacientului. Și nu ar trebui să se teamă, ar trebui să vină cu încredere. Serviciile sunt de înaltă calitate, putem efectua și electrocardiograme, holter EKG-uri, avem și laborator, eu le pot oferi și analize, trimiteri la analize în contract cu casa de asigurări. De asemenea, pentru diagnosticarea, ca și măsură suplimentară de diagnosticare, pot primi trimiteri pentru investigații imagistice superioare, trimiteri pentru tomografii sau rezonanță magnetică, tot în contract cu casa de asigurări. Cred că pacientul nu are de ce să regrete dacă vine în clinica noastră. Programul cred că este destul de flexibil. Avem un program și după amiaza și în cursul dimineții. Pacienții se pot programa prealabil. Biletele de trimitere pentru consultații de la medicii de familie le putem prelua aproape toată luna. Există fonduri pentru consultații cu bilete de trimitere de la medicul de familie. Iar pentru ecografii, pacientul trebuie programat. Există un fond limitat pentru ecografii. Personalul și atât asistentele noastre medicale, tot personalul este de încredere. Pacienții sigur vor fi mulțumiți. Clinica, după cum vedeți, arată foarte bine. Sunt asigurate toate condițiile.